respect prea mult pro-democrația și societatea civilă în general, pentru că eu nu sunt un politician autentic. Și nu vreau să intru în polemică, dar vreau să vă spun ceva. 90% din propuneri legislative pe care le-am făcut, și vă rog să mă credeți, din cele 170 de inițiative, nu știu dacă asta e reprezentativ, că sunt senator cu cele mai multe, dar vreau să spun că sunt multe, și aproape în totalitate vin din viața de zi cu zi, de solicitate, de primari, de la instituții, de cetățeni, de poftim de la ONG-uri. Acum, pentru că ne-ați spus de prospecțiuni și deputat și senator, n-am nici o prerogativă decât poți să faci o interpelare în momentul când ești solicitat. Așa am auzit discuții pro și contra, am asistat, m-am uitat și sincer să vă spun, este o problemă gravă în România. Deci investițiile mari, cele de infrastructură, au două piedici în România. În primul și în primul rând, de a trece peste proprietatea privată, de a reuși să convingi, cu toate că este o lege de 2 ani care favorizează marile proiecte, dar totuși trebuie văzut cu proprietatea privată, și a doua, licitații. Deci, lucru care nu se întâmplă în alte părți. La licitații, știți foarte bine, se fac contestație la contestație, se duc ani de zile. Iar cealaltă cu proprietatea privată.